Da, da, mă duc, trebuie să mă ajung iar. Hai, tine, salut! Mă. Salutare, salutare! Două secunde, te rețin și eu. Da, ai efectuat vizita medicală, cum a fost din nou aici la Craiova să faci vizita medicală? E plăcut tot timpul să faci vizita medicală acasă, să fii acasă, de fapt. E plăcut. Am trecut cu brio, acum ne așteaptă o perioadă mai dificilă, dar asta e. O să o trecem cu bine și așteptăm cu nerăbdare meciurile oficiale. Cu jucătorii, cu prietenii tăi, să spunem, că deja... Da, bine, da, noi ne-am întâlnit și prin oraș și am mai vorbit la telefon, când am rămas prieteni. E o plăcere să ne revedem, îți dai seama. E o plăcere să ne vedem, câțiva dintre ei jucăm împreună, chiar cu Lupu și cu Surgiu, erau copii atunci când... Când eram eu la Craiova, dar mai veneau și făceau antrenamente cu noi, cu echipa mare și cu toții încercăm să punem umărul să promovăm cât mai curând până la finalul campionatului, să fim deja... Începe o perioadă grea, cantonamentul de astăzi, primul antrenament, un mesaj pentru suporteri care cu siguranță vor veni la stadion. Da, îi așteptăm un număr cât mai mare la meciurile oficiale și dacă le face plăcere să vină și la antrenamente, să fie alături de echipă așa cum a fost întotdeauna și împreună cu siguranță avem mai mult succes. La anul în timpul ăsta suntem în Liga a doua, ce părere ai? Cu siguranță, nimeni nu se gândește la altceva, nimeni nu se gândește. Nu o să fie ușor, pentru că na, am evoluat de la Liga 4 la Liga 3, o să fie alt campionat, dar cu sacrificiu o să reușim să promovăm fără probleme. Mulțumesc mult, Mădălin, și ne vedem de seară.